În România ai avut parte de vreme blândă în primele două luni de iarnă, dar furii de neau își vor face apariția la final de săptămână în majoritatea regiunilor. La munte va ninge din belșug, așa că weekendul te așteaptă cu pârtii pline de zăpadă în aproape toate stațiunile. Are mai multe detalii colegul meu, Robert Manta, meteorolog al FNews. Bine te-am găsit, Robert. Ce ne rezervă vremea la final de săptămână? Bine te-am găsit, Mihaela. Păi bine, vine iarna, am putea spune. Cel puțin o încercare de iarnă, pentru că nu vor fi atât de multe ninsori pe cum ne dorim, sau nu ne dorim. Dar, ne dorim. Pentru început, va ninge foarte, foarte mult la munte și pentru prima dată la acest sezon pot spune că vom găsi în weekend zăpadă în toate stațiunile montane. Iar pentru ziua de vineri va ploua destul de mult aici în partea de sud a țării, inclusiv în București. Va sufla și vântul destul de tare. Iar de vineri noapte și pe parcursul zilei de sâmbătă apar ninsorile și în partea de sud a țării, inclusiv în capitală. Așa că sâmbătă dimineață s-ar putea să ne trezim și să vedem pe geam un peisaj de iarnă și în București. Să ne așteptăm însă și la fenomene deosebite odată cu acest episod de vreme rea? E bine, am putea spune că, în primul rând, ninsorile care vor fi foarte importante la munte se vor depune acolo poate chiar și 40-50 de centimetri de zăpadă stradnou. Ar putea fi un fenomen destul de important, dar în același timp, în funcție de traiectoria acestui ciclon care va produce aceste fenomene, putem să vorbim sâmbătă dimineață și de zone în care stratul de zăpadă să fie destul de important și prin partea de sud a țării. Practic, în Oltenia, în Muntenia, ar putea să fie zone în care să avem o stradă de zăpadă mai important, care, bineînțeles, să ne surprindă, bineînțeles că este iarnă, să ne surprindă și să avem o probleme în trafic. În același timp, mâine seară, din nou, putem vorbi pe zone întinse din sudul țării, din estul țării, Moldova, Muntenia, Oltenia, de burnițe sau ploi slabe care pot depune ploi. Așa că dacă plecăm la drum în zilele următoare, trebuie să fim foarte atenți, pentru că s-ar putea să avem probleme din cauza vremii. Peștile par totuși bune, cel puțin pentru mine. Îți mulțumesc, Robert, pentru intervenție. Mulțumesc și eu.